Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Cristi Arăt. Astăzi voi face o etalare în trei variante pentru a afla care sunt provocările acestei săptămâni. Și vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante cu pietrele de cristal pe care le-am pregătit aici, piatra mor, piatra albă sau piatra roz, gândindu-vă așadar ce provocări ați putea avea voi în această săptămână, ce ar trebui să știți, ca să știți cum să le depășiți, să știți cum să le evitați. Eventual problemele și alegeți-vă varianta cu care rezonați, concentrându-vă, vizualizând practic întrebarea, în mod cât mai clar, și să vedem care este răspunsul cărților de tarot. Vă folosi tarotul complet, arcanele majore și minore, tarotul obișnuit. Să vedem așadar care sunt provocările acestei săptămâni. Se grăbește un bărbat. Un bărbat poate să fie vorba de un soț sau un patron, un șef, tată, o persoană constantă care vă poate ajuta să depășiți obstacolele, sau sunteți voi care, datorită calităților voastre de bărbat, faptului că sunteți o persoană responsabilă, serioasă, care faceți lucrurile trainic, puteți să depășiți obstacolele. Să vedem. Voi vă doriți reușită, vă doriți succes, reușită, aveți idei, vedeți partea plină a paharului, sunteți persoane pozitive, parcă soarele ar răsări pe strada voastră, aveți succes în tot ce vă doriți voi, sau în orice caz asta vă doriți voi să aveți, obiectivele voastre. Ce trebuie să... obstacolele voastre în această săptămână vor fi așa. În primul rând, un bărbat care poate să fie vorba despre o persoană, poate din Berbec. E o persoană care poate să fie cineva legat de locul de muncă sau o persoană care este foarte rigidă și severă, o persoană poate foarte rea, o persoană care vrea să se... Să se răzbune, sau e o persoană care pur și simplu nu-i place să muncească, vrea să folosească, se folosească de alții pentru a câștiga. Aveți dușmani ascunși, da? Deci fiți atenți la certuri, la provocări, poate chiar tocmai acest bărbat vă provoacă la certuri și de odiu, pentru că e vorba de gelozie, poate de invidie, de niște lucruri ascunse, secrete, o energie negativă care vă poate aduce neplăceri. Este vorba poate și de niște sacrificii pe care sunteți împinși, poate să faceți anumite sacrificii, niște vrea să, sau vă dorește să câștige pe viața voastră, pe spinarea voastră. De aici sunt și aceste dușmănii ascunse, aceste adversități, ca să zic așa, da? Deci trebuie să fiți atenți să nu la trădări, să nu aveți încredere poate chiar în acest bărbat. Am spus un bărbat brunet. Un bărbat care pare că nu este ceea ce vrea să pară, posibil să fie o persoană care bârfește, care, sau e o persoană care în orice caz face niște lucruri înșelătoare, da? Deci încearcă să vă atragă poate într-o cursă, într-o înșelătorie sau minte, pentru ca să poată să câștige pe seama voastră, da? Deci atenție așadar, mai ales pe timpul nopții, pentru că aici mi-a apărut și luna și luna vorbește și de lucruri ascunse, mai, poate va trebui și voi să aveți mai multă răbdare, mai multă înțelepciune, da? Să fiți atenți la cei cu care aveți de-a face în această săptămână. Acestea sunt provocările voastre. Și trebuie să vedem și la varianta a doua, să vedem la voi care sunt provocările celor care v-ați ales varianta a doua, pietrei albe. La ce vă puteți aștepta, de ce trebuie să vă feriți ca să puteți să depășiți obstacolele, problemele. La voi aici, voi sunteți persoane poate prea pesimiste, veți avea reușită, realizare, dar sunteți persoane pesimiste și atenție la o persoană mai tânără, o persoană poate care nu este căsătorită, nu a fost căsătorită, dar este poate o persoană de neîncredere, o persoană poate nocivă, poate are niște vicii, un comportament irresponsabil sau un comportament frivol, să zic așa.
da? Voi trebuie să fiți atenți și voi la un bărbat. Aici mi apare că poate e vorba de dragoste. La voi provocările pot să fie în dragoste. Poate să apară șansa, oportunitatea de a, de a fi cu cineva, de a avea o relație, de a vă împăca cu cineva, de a vă cunoaște pe cineva. Dar trebuie să fiți atenți că e vorba poate de un bărbat care e puțin cam rigid, cam sever, poate care are niște idei fixe sau poate e o persoană care nu este de încredere, pentru că apărând și îndrăgostiții, poate să fie o persoană care se îndrăgostește de mai multe ori, de mai multe persoane, să zic așa. Deci poate să fie o persoană care nu ar trebui să-i dați acordați mai multă încredere. E chestiune și de destin la voi aici pe care trebuie să o rezolvați poate cu un bărbat brunet, care e o persoană care poate vă critică, vă judecă sau vă înșelat, vă înșeală cu ceva. Asta trebuie să rezolvați voi. Astea sunt provocările voastre. Dar puteți avea reușită și succes dacă veți fi pe fază, dacă veți ști să folosiți oportunitățile care vi se ivesc. Și haideți să vedem și la a treia variantă, la varianta pietrei albe, în care este provocarea acestei săptămâni pentru voi. Ce ar trebui să știți, ce ar trebui să evitați. Voi ar trebui să fiți mai atenți cu cine vă pierdeți timpul în discuții, parcă aveți pierderi, pagube, așa, pierderi de timp, pierderi de ca și cum v-ați rătăcit, ca și cum v-ați pierdut viața inutilă, ați făcut lucruri inutile în viață, care nu trebuiau făcute. Și atenție, aveți sunteți într-o stare de confuzie, poate și din cauza unor discuții, bârfe. Aveți grijă în această săptămână, așadar, la bârfe și discuții. Pentru că mi-apar niște contraste aici, niște pierderi, chiar pagube poate să fie de bani, din cauza unor discuții, certuri, din cauza unor situații de confuzie. Trebuie să vă rupeți, poate, de un trecut, să vă rupeți de ceva, să vă schimbați o mentalitate, să vă clarificați o situație, poate, legată de o relație cu cineva sau de locul de muncă, pentru că se poate îmbunătăți situația, vă pot apărea vești pozitive, lucruri pozitive în viața voastră, depinde foarte mult și de voi, de clarificarea pe care vă faceți. Există poate chiar și să zic așa, o rivalitate, o competiție, dar puteți să creșteți, să depășiți obstacolul dacă veți fi poate mai clar în ceea ce faceți, vă schimbați optica, vă rupeți de o anumită persoană, de o anumită situație care nu mai merge, îl dați la o parte, iertați, uitați trecutul, mergeți mai departe, pentru că lucrurile se pot îmbunătăți și se pot îmbunătăți dacă vă veți da dovadă de mai multă inteligență practică, dacă veți avea așteptări mai realiste, dacă nu vă veți pierde timpul inutil sau în discuții inutile cu persoane sterile sau inutile, relații sterile, inutile. Cam asta e ce văd și la a treia variantă. Care sunt provocările voastre în această săptămână. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții, aceste telar, că v-ați regăsit în ele pe voi și situațiile la care v-ați gândit și că vă ajută să vă depășiți problemele, să depășiți orice obstacol, orice provocare cu bine. Eu vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube, Crista Rod, și dacă încă nu sunteți înscriși pe acest canal, vă invit să o faceți. Lăsați-mi și feedback-ul vostru, mesajele, cum vedeți aceste predicții și vă doresc în continuare o zi plăcută și, bineînțeles, să iubiți și să fiți iubiți.